aici. Ești semnat aici la Chișinău, de oameni din Chișinău, nu acolo unde au fost alegerile. Dar oameni aici. Ciocan zice că, păi, asta a corectat greșelile. În procesele astea verbale corectate, sunt mai multe greșeli decât între celelalte. Asta una, nu, nici nu-i scris măcar țara de unde vine procesul ăla. Dar cel mai interesant că ele sunt semnate cu aceleași persoane, dar semnează cu semnături diferite. Aceeași mână de, completează semnături diferite? Nu, deci semnăturile sunt diferite. Iată, le țin minte de acum foarte bine. Este una Valentina Neniță. Ea într-un loc scrie semnătura V. Neniță. V. Neniță. În alt proces verbal scrie N. Valentina. Mm-hmm. În alt proces, așa. În alt proces, așa. Adică aceeași persoană, semnături diferite? Aceeași persoană, da. Și eu zic, domnul... Nu nimerește sub incidența codului penal. Sigur că nimerește, dar eu, iar v-am spus că eu lupt cu procurorul care vede asta, să uite, ele și acum stau pe site la CEC. Ele și acum stau astea. Dar știți că... Și eu de-am când îi combat prima ordonanță, el și... Dar și chiar stau pe site, ia-mi arătați. Ei deschid site-ul, să uite. Păi, dar păi dacă ai avea noroc să-i trimate iarăși în ei acest dosar, că eu am contestat prima ordonanță, păi să vezi ce am să fac. Aha. Și el trimite a doua și el să ieși, duci la ciocan, ia o sumă de bani pentru ca să... Și același lucru faci. Numai fără peste, bani, la telefon tot. Peste o săptămână trimite iară că încă un truc, nu da? Judecător, da? Sau, procuror. Nu, asta procuror. Da. Sau, pe site la CEC, proces verbal din rezină, semnat de membri CEC, gol, fără cifre. Pune și cifre vrei acolo și avansează pe cine vrei. Ce este? Ne ghimpă, zice că, nu, nu poate să fie. Nu, dar observatorii ce au făcut acolo? Așa e de Manole, sau iată, cu Promolex, sau ghimpă, îmi spune că el cu Partidul Liberal, ei au copiile la toate procesele verbale. Zic, înseamnă la voi, trebuie să fie unul gol, dacă principalul proces verbal care l-a trimis la CEC, el e gol. Ciocan zice, nu poate să fie, zic, deschide. Iată, deschide rezina, satul, nu ne amintesc acum, dar dacă vreți eu bălărăt, este act făcut de acum. Asta, ciocan deschide, șede volontier secretar, când se uite, gol. Volontier, cum a putut așa să fie? Dar zic, mâna Moscovii. În glumă, o dă pe glumă. Dar în esență ce? Că ei atât de mult au fraudat procese verbale, le aduceau goale și îi puneau cifrele. Dar ce fac observatorii de clar? De ce ei nu verifică? Fiindcă, nu, ei ce verifică? Lor le dau procesele verbale atunci, la sfârșitul zi, când s-au numărat voturile. Și ei bucuroși se duc și raportează, primesc o sumă de bani și gata. S-a terminat procedura, deci, cum spune, da, da, o zi întreagă. Dar după aceea, Ciocan zic, stați că astea sunt rezultatele prealabile. Preliminare. Ei, da, preliminare. El așa spune. Da, preliminare. De fapt, la alegerile locale nici nu trebuia să fie procesele verbale aduse la CEC. Ele trebuie să se termine la Consiliul de nivelul 2, la raion. Dar ei le aduc aici. Deși șede aparatul CEC, permanent vin și astea. În 2014 la Hâncești au rămas o secție de votare. Păi, acum era două zile terminat și încă nu a adus procesul verbal, nu a adus documentele. Zic, și s-a întâmplat? Mă duc la șeful aparatului, zic, uite, când a venit să-mi dai de știre, că eu vreau să știți, să văd ce s-a întâmplat. Deci, ca pe ei, eu nimerit în avare. Să înțelegi cu IGP-ul și dau la publică că chipurile au fost accident rutier. Nu a fost niciun fel de accident rutier. Pur și simplu au dat minciună ca lumea să creadă că uite ce se întâmplă. Ei au ținut, fiindcă filat atunci au cerut. Băi, fă și vrei, dar eu să am cel mai mult. Bun, dar n-am înțeles observatorii. Care e rolul observatorilor? Nu, de ce își vedeți observatorii? Observatorii au luat banii, au șăzut pe la 12 și au plecat. Gata. Banii doar se dau dimineața, nu seara. E bine, dar ce trebuie de schimbat? Cum schimbăm situația? Registrul electronic. Kirghizii au făcut. Mumbo-Iumbo au făcut extraordinar. Vă zacrivaite, în bun sluci, zacrivaite. Faci ce vrei. Da.
Pentru mine această propunere este foarte atractivă, având în vedere că eu personal nu accept alegerea președintelui țării de către popor. Asta e prostie mare despre care noi încă o să vorbim în viitor. O să vedeți ce va fi. Asta va fi prostie Dar nu, asta e poziția mea, poziția personală. O secundă. Dacă la codul electoral este o treime pragul participării, o treime. Da, la repetate orice, nu e prag. Acum, dacă alegerile nu vor avea loc, gata. Ce gata? Alegerile repetate se fac? Nu mai este. Este preconizată? Nu. Alegerile repetate? Nu. Da. Dacă nu se vor prezenta? Dacă nu s-ar prezenta. 33%? Da. Eu consider că nu este așa. Trebuie să verificăm. Nu, dacă sunt preconizate alegerile repetate... Boicotul n-are niciun sens. Da, boicotarea n-are sens. Boicotarea n-are sens. Și a doua viziune. Eu consider că aceste alegeri sunt pierdute de noi. Cei care are demnitate. Ca reprezentanții societății, într-adevăr, reale și cu cinste, cu obraz, cu alte caracteristici. Dar ăștia votează cu Cepășanu. Cât o să fie, atât o să fie. Asta. Ce e de făcut? Consider că noi trebuie să facem totul ce este posibil pentru promovarea ideii, totuși, alegerilor relativ, cât e posibil, mai corecte, cât e posibil. E clar că ele nu vor fi corecte, libere, da, democratice, ca final, asta e... Nicăieri nu există așa ceva. Se exclus. Da. Nu, ele au marjă. O să formăm grup de lucru pentru alegerile parlamentare viitoare. Asta e foarte periculos. Eu vă spun că mai târziu sau mai devreme, 2 ani, au rămas 2 ani. Domnul Crăl. Este vorba despre altceva. Domnul Căldare știe că aici există cum Comitetul Salvării Naționale, cum el se numește corect? Mai multe au fost, da. Da. Undeva așa. Nu de securitate de stat populară, da? Nu. Pentru mine, de exemplu, ca persoană cu experiență politică care depășește 25 de ani calendaristice consecutive, a fost foarte interesantă informația expusă de domnul Ștefan, dar și practic de toți. Fiecare are viziune și are practica sa. Domnul Igor a spus corect, că fiecare știe informația care nu este cunoscută pentru alții. Noi nu suntem realiști, credeți-mă, aceste întrebări au fost ridicate de mine personal, nu odată, în cadrul ședințelor Comisiei Electorale Centrale, seminarilor, începând cu anii 96 și încoace. Și e clar că nimeni nu atrage atenție serioasă. Ce faci? Unim eforturile, în primul rând, pentru alegerile parlamentare din 2016. În favoarea cui? A cărui partid? 18. Cui care partid? No, pentru societate, în favoarea societății. Adică cine va forma listele? Cine va fi primul pe multe probleme. Sunt multe probleme. Prima problemă. Trebuie să fie selectate și repartizate. Prima barieră. Cine va fi primul pe liste? Gata, все. Primi 6. Mai departe nu mai discutăm, că nu va fi posibil. Nu, deci... este vorba despre participarea noastră. Dacă îmi permiteți. Eu vorbesc despre supravegherea din partea societății. Dacă îmi permiteți. Nu, da să vorbim pe rând, frate, da? De influență deloc. Nu, aici este. Asta-i domnului Uretu să vorbească. Deci eu consider că e așa o chemare chiar e periculoasă. Eu spun ca prietenești așa. Pentru că noi, deci de fapt alegerile prezidențiale o să dea indicatorul. Sigur. Pierde partidul la alegerile parlamentare, adică guvernarea, va pierde la alegerile parlamentare următoare sau nu. Dacă ei vor câștiga acum,
Nu facem noi nimic nici peste 10 ani. Sigur. Nici peste 10 ani. Asta e foarte... Noi acum, în loc să ne concentrăm, și cel mai mult, eu aș propune așa, că ne concentrăm, nu mergem în alegeri, o spus cineva când am pornit noi discuțiile, nu mergem. Ne unim acum eforturile. Eu pot să aduc probe suficiente că alegerile au fost fraudate. Banca a fost furată. Asta e guvernare care trebuie aruncată la gunoi cu tarifele majorate, neguvernare, dar sistemul. Dacă nu, și sistemul, dar la guvernare tot va deveni gândacei. Nu, că, deci, eu vă spun, legile, chiar electorale, da? Codul electoral, procedurile, ele cât de cât sunt bune. Așa când le citești, le citești dintr-o parte un reprezentant dintr-o țară oarecare, băi, e bine. Anoșii le citesc că e bine, dar implementarea lor e așa cum este. Nu, iată, este sistemul este electronic. Da? Ce am spus? Nimeni din membrii CEC, nu are acces la sistemul ăsta. Eu cer, bă, eu vreau să văd listele electorale la Băcioi. Da. Nu ai drept că îți dai caracter personal. Nihrena sebe. Și face un scandal acolo, joacă cu Europa, cu nu știu ce, cu centrul de protecție datelor caracter personal. Nu mă sunt. Merg în judecată, instanța, curtea de apel îmi dă acces, curtea supremă neagă. Și până acum, iată, sunt și în procesul ăsta. Cine are acces la aceste liste? Ia că el scrie, Ciocan scrie, nu 890 de secretari de la primărie, care de fapt, În esență, legea nouă din 2014 și spune că primăriile în genere trebuie să-i scoase din jocul ăsta pentru că ele sunt politizate și le au interesul să falsifice. Deși trebuie să fie doar cei responsabili. El implică primăriile și aparatul. Băi, cum dacă eu sunt vicepreședinte CEC și eu n-am dreptul să vin să verific dacă membru aparatului corect sau nu corect îmi dă informații. Eu mă duc